Echipa de volei CSM Lugoj a trecut de CSM București cu scorul de 3-2 într-un meci interzis cardiacilor. Partida a contat pentru campionatul diviziei A1. Lugojencele au început bine meciul și evoluția lor a dat de înțeles că se îndreaptă spre o victorie facilă. Bănățencele au câștigat primele două seturi cu 25-18, respectiv 28-26. Adversarele au revenit însă în joc și au egalat la seturi după 22-25 și 19-25, în seturile 3 și 4. În setul decisiv a avut câștig de cauză echipa mai limpede și mai pragmatică și aceea a fost CSM Lugoj, care s-a impus cu 15-12. Partida cu CSM București reprezintă a 6-a victorie consecutivă a Lugojului, care după o pauză are în program 3 meciuri grele, la Rapid, acasă cu Blaj și în deplasare la Voluntari. Da, a fost un meci greu, CSM-ul se știe, este o echipă bună, mereu au jucat foarte bine și cu noi la fel în tur, tot 3-2 am făcut și mă bucur că, deși am avut un moment în care am căzut puțin, n-am reușit să ne revenim. A fost foarte mari, mă bucur că am putut să-mi ajut echipa, sper că totul bine. Păi eu cred că a fost și spectacol și o trăit cu emoții, spectator. Ca sincer, eu nu știu când ultima dată am trăit un meci așa cu emoții. Vreau să felicit la echipa noastră care a strâns dinți și să nu mai repet că eu de accidentar și de chestia aia nu mai vreau să vorbesc și nici nu mai vreau să aud. Fără capitană, Siluia Popović, Sandra Nistor a jucat un meci ușor, pot să spun, pentru experiența sa foarte, foarte bună.